Avem meciul final al turneului internațional Ibibo 2015, găzduit de Clubul IDM București. Finala este între cei doi mari favoriți inițiali, Thomas Larsen, care este așezat în dreapta, și Martin Paulsen, în picioare acum, care va începe. Paulsen este suedez. Thomas din Danemarca. Martin a câștigat meciul anterior împotriva Anne Anderson, colega suedeză mai tânără. Și acum vom avea meciul decisiv. Debutăm cu un strike. Danezul Thomas Larsen este multiplu campion în EBT Tour, are 4 titluri și este deținătorul titlului EBT pe 2014. Deci, practic, cel mai bun jucător european al anului trecut. A dominat categoric calificările. O lovitură care părea perfectă, totuși a lăsat pe cu 10. A dominat categoric calificările, reușind o medie de 240. După aceea a dominat categoric și pașii finalei. Și și-a câștigat dreptul de a fi prezent direct în finală. Este un jucător profesionist, a activat și activează peste ocean în PBA. Are deja 2 titluri în PBA. Este de asemenea și fost campion european și mondial în diverse categorii. Are doar 26 de ani, dacă vă vine să credeți, și este deținătorul unui palmares foarte bogat. Numai în PBA a câștigat până acum $70,000 în cei 3 ani de când activează. Martin este un pic mai low profile în raport cu Thomas din punct de vedere al performanțelor, dacă putem face o diferențiere între elite. Doar un singur titlu EBT într-o carieră mai lungă decât al lui Thomas. Dar asta nu contează astăzi, este vorba de un singur joc. Da, și se anunță o finală foarte mare. Cei doi sunt foarte montați. Pe această perche de piste s-a dat și scorul maxim al turneului, respectiv 299. Deci ne așteptăm ca acești doi jucători să se ducă la niveluri înalte cu scorul. Și putem vedea pe mâneca dreapta lui Thomas inscripția PBA. Este confirmarea faptului că este înscris în Liga Profesionistă Americană. În ea sunt 4.000 de jucători, dintre care aproximativ 1% reușesc să câștige ceva și să iasă pe plus. Deci o competiție acerbă pentru bani nu foarte mulți. Și acum v-am mai spus, $200,000 pe an este cam câștigul maxim la care se poate aștepta un bowler de elită. Deci Thomas s-a oprit din approach-ul său, se pare că zgomotul unui scaun. Da, avem de-a face cu ceea ce se numește o rutină prișat, care este specifică fiecărui jucător, are un anumit mod de a-și pregăti lovitura, care după un timp se repetă identic.
Dacă ceva tulbură această rutină, jucătorul de obicei se oprește. Lovitura practic identică cu cea din primul frame, cu rezultat identic. Pare perfectă, dar nu a fost, a rămas una singură. În ceea ce privește stilurile, Thomas Larsen este ceea ce se numește tweener, poate uneori denumit power tweener. Dacă Ana era considerată stroker, deci care dă drept și dominată de viteză, iar Martin Paulson este cranker sau power player, tweenerul este cel aflat între cele două categorii, care are viteza și rotația egalizate, deci echilibrate. Termenul provine de la in-between. Da, deci între stroker și cranker avem betweener-ul. Sau tweener, prescurtat. Da, are probleme de reacția bilei Thomas. De unde se vede că poți munci o săptămână întreagă, dar nu contează, e un singur joc. Cine dă mai bine, este campion. Este un format destul de crud, altfel, fiindcă, deși ai fost cel mai bun jucător toată săptămâna, poți să pierzi în finală. Dar ăsta e și farmacul acestei competiții. Pune presiune maximă la sfârșit, cel mai bun câștigă. Deocamdată Martin este pe 300 sau un joc maxim, dar să vedem ce mai rezervă motoarele frame-uri, dacă va fi capabil să anticipeze tranziția sau dacă va pica în capcană. Cred că se gândește doar să câștige meciul. Cred că 300-le este în discuție. Ambii au dat 10 de jocuri de 300. Deci nu cred că este un mic. Avem și un handbone sau 4 in a row. Da, deci 4 strike-uri legate în traducere. Am avut plăcerea să joc într-un din squad-uri alături de Martin Larsen. Martin Paulson, scuzați, și am văzut cât de mult s-a chinuit până a găsit o soluție convenabilă pentru această ungere sau acest pattern. Dar odată ce a găsit soluția, a găsit bila, a găsit lovitura, acum asistăm practic la o demonstrație de maestrie sportivă. O săptămână plină de căutări, cu o zi de duminică nu foarte reușită, deci a avut un moment în care era în afara finalei. Acum este la maxim. De fapt, cam asta caută orice jucător profesionist, să dea totul în ziua finalei și în jocul finalei. Nu mai contează nimic altceva. Are că Toma și-a fost un mic ajustare, o mică mutare spre stânga. Da. Trebuia să rezolve cumva problema de cablu care rămânea tot timpul. Și lovitura a fost ușor mai pe mijloc sau ușor mai pe nas, cum îi spunem noi, ceea ce a asigurat un unghi optim de intrare a bilei în popuce și a dat jos decalul. Și acum am putea avea un match dacă se oprește Martin din strike-uri, dacă nu, nu mai avem niciun match să termine. Freamă-te tribunele, doamnelor și domnilor, acum, fiindcă sunt doi jucători de elită și se întreabă unde se vor opri. Mici probleme cu alunecarea.
pot să fie de la pantof sau pot să fie de la pistă. Se pare că s-au rezolvat. Concurența între danezi și suedezi este tradițională în bowling. Este umplită doar de concurența între finlandezi și suedezi. A fost un pic nemulțumit, fiindcă în mod vizibil arata spre dreapta, dar reacția bună a făcut ca bilan să ajungă optim. Ce mai putem spune publicului este că cei doi reprezintă doi producători de bile? Da, nu le putem spune. De regulă, jucătorii profesioniști sunt jucători staff? Da, sunt sponsorizați la un anumit producător, ca orice sport altfel. Fiindcă echipamentele sunt foarte scumpe, birele au prețuri începând de la 60-70 de euro și depășind 200 de euro. Durata lor de viață este foarte mică, deci, în mod normal, un jucător profesionist folosește o bilă cam 60-70 de jocuri după care o aruncă. Asta înseamnă un concurs de obicei, sau maxim două. Iată și prima greșeală a meciului. Da, a rămas ceea ce se numește un baby split, adică un split micuț. Așa, care nu e chiar așa simplu de convertit. Martin ne contrazice puțin. Da. Pentru jucătorii profesioniști, rata de conversie pentru baby split este în jur de 2-3. 2-3-75%. Fără greșeală, Martin are un avans consistent deocamdată. Este de 29 de popuce. Pare că aveți o trasă mai deschisă în momentele astea. Da, s-a întâmplat fenomenul care poate fi deschis de deschiderea pistei. S-a uscat o zonă de pe pistă, ceea ce face ca loviturile să fie un pic permisive, să există o marjă de eroare. Iar jucătorii folosesc acea zonă, astfel încât să își asigure cu mai multă siguranță intrarea în pocket și strike-ul. Scorul maxim pe care poate să-l facă Thomas Larsen este 258, 259 chiar, iar Martin Paulson 278. Deci există încă o diferență. E incredibil. Din nou de carul. Da. Se mai spune că e prietenul dreptacilor. Prietenul între ghilimele, tot să luăm. Se uită cu multă prietenie spre el. Am avut și un mesager, cum știi tu mai devreme, a greșit adresa. Da, nu știe codul poștal în România de aici. Cam toată săptămâna mesagerii s-au dus în fața decarului. Probabil este o chestie legată de tipul de reacție generată de această ungere. 30 de popuce diferența. Aproape că m-aș hazarda să spun că Martin a câștigat titlul, dar nu o să o fac. Încă se mai pot întâmpla lucruri, am mai văzut. Deci avem de-a face cu doi jucători de gheață. Nu se știe. E o prejudecată. Jucătorii sunt absolut normali, sunt foarte prietenoși. Vin de drag la București. Dar când e vorba de competiție, fiecare își vede de jocul lui și atât.
Martin neagă cum strike aici. Să zicem că rezultatul meciului e aproape stabilit, fiindcă diferența va fi de 40 de puncte. Se pare că e de acord cu tine, Valiu? Da, da. Incredibil. Deci absolut incredibil. Joacă din colțul din stânga o pistei, lovituri foarte soft, foarte curate, cum le numim noi. Bila întoarce foarte mult și o reacție deosebită în popice. Iar de carul care îi dată probleme lui Thomas, pentru Martin nu înseamnă nimic. De aceea, uneori, o bună reacție, generată de foarte multe ture date Bilei, sunt un avantaj extraordinar. Extraordinar! Deci să avem de-a face cu un 7-10, da, care este practic imposibil de închis, este o chestiune doar de noroc. Ar fi restaurat, ar fi făcut, da, ar fi apropiat. Ar fi făcut foarte palpitant, da. A uitat că are 40 de popici în față când a văzut că era să rămână split-ul, dar sunt convins că o să închidă. Da. Putem spune și câteva cuvinte de rata de conversie pe sper simplu, adică pe popice izolate, aproape 100%? A fost atins aproape. Și 100%. Walter Ray Williams, care este idolul lui Thomas Larsen, a avut un an în PBA în care a închis toate izolatele. Și vorbim de 400 și ceva de izolate pe care le-a închis pe toate. Cât de greu e, încercați să vedeți. Deci orice rată peste 90% este excepțională. Și jucătorii de elită sunt în această zonă. Nu, ceva legat de feeling-ul Bilei. A rămas blocat degetul în Bilea. De obicei, jucătorii folosesc niște bile extrana de strâmte. Ele sunt găurite pe mâinile jucătorilor și le fac extrana de strâmte ca să poată juca cu viteză. Altfel, l-ar ieși prematur din mână. Care îl poate face Thomas este 238, scorul maxim pe care îl poate face Martin este 257. Teoretic Thomas mai poate câștiga dacă leagă strike-ul până în capăt, iar Martin lasă deschis în frame-ul 10. Ceea ce, având în vedere riscul split-ului din frame-ul 9, nu este chiar o posibilitate de neglijat. Lucrul cel mai remarcabil este că acești jucători fac să pară totul atât de simplu. Nu este deloc, credeți-mă. Da. Extraordinar. Un jucător profesionist care face tot ceea ce depinde de el. Își maximizează scorul, încearcă să pună presiune pe adversar, iar adversarul va face și el la fel. Și vom vedea cine va fi câștigătorul. Da, finala și în acest an ne mulțumește că de-a prins și joacă până la ultima bilă. Da, iar nivelul de scor este extraordinar. Pe o ungere deosebit de dificilă, în care scorurile peste 200 erau un regal. Erau nu foarte frecvente. Reamintim că media de 200 a fost cea care a decis calificarea în ziua finalei, adică între primii 40. Iar ei dau 230 cu o ușurință incredibilă.
Reamintim că Thomas Larsson a avut o medie de calificare de 240. Următorul în clasament, având 230, deci o diferență semnificativă. Dar se vede că pentru un singur joc, 238 nu e suficient. Adică a dat 230 ceva toată săptămâna, 240, dar pentru un singur joc, când ai de o nucă tare și bătrână ca Martin Paulsson, se pare că trebuie să mai pui ceva pe pice. Da. La fel ca în meciul precedent cu Ana, Martin trebuie să dea sper. Deci, o misiune ușoară, am zice. Martin termină ca un mare campion. Este nou deținător al titlului de la Ibibo 2015 și câștigătorul celor 3500 de euro. Iar suedezii au făcut-o din nou. Adică au câștigat. Extraordinar. Un spectacol absolut fascinant. Spectatorii au asistat la maxim. Terminăm aplauzele publicului. Da. Deci nu suntem la meciul de fotbal Feroe România, suntem la meciul de bowling care se termină în momentul de față. Câștigătorul este Martin Paulsson din Suedia. Felicitări. Și vă așteptăm la următoarea ediție Ibibo 2016.